nivel și tratamentul anticoagulant. Aici la pacienții cu tratament trombostop, sindrom, acele anticoagulante luate pentru patologia cardiovasculară, este important să îi întrebăm pentru că va sângera și atunci nu putem să intrăm cu acul. Mulțumim tare mult pentru toate informațiile minunate și prețioase pe care ni le-ai oferit astăzi. Eu mă bucur că ați venit și să fie de folos într-adevăr telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim încă o dată, iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! În această seară va fi vorba despre fake news și diversiuni. Sigur, sunt trei cazuri școală pe care le veți vedea astăzi. Toate au legătură cu evenimentele extrem de tensionate din această săptămână, în principal cu decizia Curții Constituționale de revocare a doamnei Chioveși din funcția de procuror șef DNA. Sigur, această decizie, de fapt motivarea, va veni probabil în cursul zilei de mâine. Se anunță de asemenea un meeting organizat de PSD sâmbătă la București, se anunță pe Facebook și o adunare hashtag rezist. Inițial se spunea că în același loc, adică Piața Victoriei din București. Sigur, ei spun că e legal ce fac și că au notificat primăria, dar legea spune cu totul altceva decât susțin ei. O să vedeți și ce spune legea. De altfel, o anchetă Ziar de Cluj dovedește că multe lucruri ce se spun în aceste zile nu există în forma în care sunt mediatizate. Și atunci o să discutăm despre ele. Mihaela Trif, șefa secției de investigații de la Ziar de Cluj, alături de noi, cu o anchetă pe care o să o comentăm imediat. Lucian Danciu, jurnalist Napoca FM. Bună seara! Bună seara! Ei, haideți să vedem mai întâi de unde plecăm. Plecăm de la un document care a fost mult mediatizat, și anume o scrisoare adresată președintelui României, Klaus Iohannis, de către un grup de ONG-uri, după ce a venit comunicatul de la Curtea Constituțională apropo de revocarea doamnei Chioveși, în care președintelui îi se solicită următoarele lucruri. Vedeți scrisoarea acum pe ecran. Urmarea deciziei Curții Constituționale în dosarul numărul 589E/2018, prin care 6 judecători ai CCR au acordat ministrului Justiției prerogative discreționale privind revocarea magistraților cu funcții de conducere și au impus președintelui României revocarea din funcția procurorului șef al DNA, organizațiile semnatare vă solicită organizarea de consultări publice, atât cu organizații ale societății civile, cât și cu partide politice și organizații profesionale din sistemul judiciar, care să preceadă și să ajute la formularea hotărârilor și acțiunilor subsecvente deciziei CCR. Acestea nu trebuie să se reducă la disputa în jurul cererii de revocare a procurorului șef DNA, ci trebuie să privească și viitorul luptei anticorupție, independența justiției, respectarea statului de drept și rolul Curții Constituționale. În opinia noastră, celor 37 de grupuri și organizații civice semnatare, decizia CCR este contrară legii, prevederilor constituționale și obligațiilor asumate prin mecanismul de cooperare și verificare și prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană și subminează atribuțiile altor puteri în stat. Pe scurt, decizia ne întoarce cu rea intenție la momentul preaderării la Uniunea Europeană, când justiția era complet aservită puterii politice, dosarele se deschideau sau închideau în ședințe de partid la comandă politică, iar procurorii erau anchetați și dați afară din magistratură dacă investigau corupția politică. Bun, sigur, există o listă întreagă de semnatari. Multe păreau a fi ONG-uri, o să vedem eventual și semnăturile respective. Iată-le, sunt foarte multe. Ei bine, Mihaela Trif s-a ocupat să identifice aceste ONG-uri și o să vedeți captura Ziarului de Cluj cu rezultatul și rezumatul anchetei, ca să vedem la ce concluzie s-a ajuns. Din 75% din cei 37 de așa ziși ONG-iști care i s-au adresat lui Iohannis sunt pagini de Facebook. Bun, detalii, Mihaela, cum ai ajuns la concluzia asta?
Răzvan, lucrurile stau în felul următor. Vedem o scrisoare ultramediatizată la nivel național. Da, și vedem niște semnatari. Împreună cu Liviu Alexa am decis că ar merita să încercăm să verificăm la noi, la prima vedere, dacă ești ziar de Cluj sau un ziar în Cluj, ai văzut umbrela anticorupție Cluj. Ok? Hai să vedem cine sunt ei. Okay. Și când îți dai seama că umbrela anticorupție Cluj e o pagină de Facebook, mergi adică mai departe să vezi și restul. Adică în registru că un ONG trebuie să fie undeva înscris, trebuie să existe. Am luat să lista, m-am dus pe Ministerul Finanțelor și ulterior pe just.ro, unde se poate găsi, unde oricine poate găsi, nu este o chestie privilegiată pentru jurnaliști, dimpotrivă, e o transparență acolo, unde poți găsi tabelul cu asociațiile, cu ONG-urile, cu orice entități cu personalitate juridică, okay, în afară de SRL, URSA, cu activitate comercială, ca să spun care așa. Care dincolo registrul comercial. Exact. Și am început să introduc diferite denumiri. În primul rând, oricum mi-a sărit în față că aveau simboluri în titlu. Okay. Deci e hashtag, da, insist. Dar e mai puțin hashtag obișnuit să ți se poată înregistra un ONG cu simbolul ăsta. Pentru că ăsta și softurile statului român, sigur, sunt mai învechite, exact, și nu au permis până acum. Adică eu nu știu de câte ori asta, ați văzut asta voi ți-a un ONG apetit în a căuta, un ONG autentic care să aibă chestiunea asta în denumire. Mi-a luat undeva la vreo 4 ore să văd că nu găsesc nicăieri. La un moment am sunat în stânga și în dreapta să văd, poate nu caut eu unde trebuie. Poate mai există o parte din Guvernul României, un site anexă unde le pot găsi. Am sunat, da, pe domnul Gavreș de la Finanțe să mă ajute și el, cum putem să facem, să-i fac o solicitare, să vedem unde le pot verifica. Nu poți să tragi concluzia că nu există până în momentul în care nu te consulți cu instituțiile în fața cărora trebuie să apară. Sigur. Și nu în ultimul rând, orice ONG trebuie să aibă decizie judecătorească. Absolut. Pentru înființare. Și asta o găsești și am intrat pe portal.just.ro. Da, un alt site al statului român unde există transparența aceasta. Introduci numele și ți arată apare când s-a înființat. Sigur că da. Și de acolo a început vânătoarea. Mi-am dat seama că sunt așa. Un procent redus de ONG-uri autentice care au și alte cauze, care au un istoric, care au acțiuni, da, care fac evenimente caritabile, da, care pot să se numească ONG-uri, da, organizații non-guvernamentale. Ok, cea de-a doua sunt cele care apar sub diferite forme. Grup de Facebook, da? Da. Sau pagină de Facebook, sau un profil de Facebook. Chestiune de genul, atât. Și mai este încă o ramură, cea care nu apare nicăieri. Cum așa? Nu apare, adică nici n-au nici pe pagină, Facebook, nici... nu apare nici pe lista de ONG-uri, nu le poți găsi nicăieri. Și atunci... Stai-s cuvinte, de fapt. Și atunci am luat, în funcție de credibilitatea ONG-urilor pe care le-am găsit, să încerc să iau legătura cu cei, că, uite, de exemplu, am vorbit cu domnul de la Activ AG, da? Dacă domnul îi cauți Paparete. Pe, da, Traian Paparete, da, exact. Dacă îi cauți pe ei pe internet, o să găsești un site cu aceeași denumire, o să găsești un portofoliu, o să găsești o secțiune cu fondatorii, deci o să vezi totul clar, o să înțelegi cine sunt ei și de pentru ce vor sunt să fac. Sigur că da. Okay. Și el m-a parcurs printr-o chestie, nu știu, inedită, idiotă, o noapte a minții, în care îmi spune că sunt grupuri care, de fapt, nu sunt grupuri, dar ei știu că sunt grupuri despre niște persoane care nu vor să-și spună identitatea. L-am rugat să-mi dea numele lor de telefon să vorbesc cu ei. Tot interesul să-și spună identitatea, că dacă nu știe nimeni de el, n-are cum să acționeze. Adică, Mihaela, cum să înțeleg, de exemplu, la asta, ce ziceai tu cu Facebook, cu prietenii lui X de pe Facebook, nu știu membrii ONG. Nu știu cine e X. Da, ce-ar fi să nici măcar să știm cine e X ca să-i găsim acei. Nu, adică te poți gândi, te poți gândi în nebunia asta. Prietenii lui ăla de pe Facebook sunt membri. Bun, dar pe aia nu întreba cineva. E mai rău, nu, cred. X are niște prieteni, dar prietenii nu știu cine e X. Eu așa am înțeles la un moment, da. Traian Paparete a fost, nu a fost atât de incisiv cum sunt eu acum. Adică omul nu mi-a dat de înțeles că nu-i cunoaște efectiv pe oameni. Deși este foarte, foarte puțin probabil să mergi efectiv și să spui care sunt oamenii care au semnat acea scrisoare. Dar eu în momentul în care l-am sunat pe el, departe de ipoteza mea că sunt grupuri fantomă, că de fapt la asta am ajuns, la concluzia că în sunt cazul lui fantomă, poate că nu. Adică el era absolut transparent. Ăla e cel mai... Da, câteva, da, dintre ele, păi de asta ție o persoană de care poți să dai ca să ai o declarație. În afară de acest fapt, prima mea întrebare a fost cum le-au venit ideea cu scrisoarea? Ok, decizie CCR, un regulă, cumul scrisoare de valori comune, dar cum a ajuns și la semnat? Adică, nu știu, dacă semnat, e primăria... Da.
noastră, să scurtăm da, puțin, se dă că e foarte mult de discutat. O să vedem și dialogul Mihaelei cu Paparete, cu domnul Paparete de la Activa G, care chiar există Activa G. El a fost întrebat despre ceilalți semnatari ai scrisorii, pentru că se presupunea evident că îi cunoaște din moment ce au semnat împreună această scrisoare. Iată primul tronson al dialogului dintre Mihaela și domnul Traian Paparete. Cine este Contract România? Ce înseamnă Contract România? Federație națională în care fac parte grupurile civice din România și din diaspora, grupuri de români. Și sunt coordonate de către cineva? Mai există un reprezentant doar al Federației? Nu. Toți avem aceleași drepturi, aceleași îndatoriri. Nu există o persoană anume care să o conducă. Am înțeles. Și doar în colorile noastre pe care le facem, fiecare pe rând conduce și întocmește minuta discuțiilor pe care le avem. Contract România, ce personalitate juridică are, dacă are una? Nu avem personalitate juridică. Am înțeles. Da? Deci nu ne-am format ca o personalitate juridică. Asta ne însemna deja cu totul altceva să devenim persoană juridică, da, pe un secretariat și sunt multe costuri care, na, noi bani din buzunarul nostru. Deci toate grupurile astea civice merg doar cu bani din fondurile proprii. Deci, sunt foarte multe grupuri să fie în diaspora și mai sunt destule grupuri care vor să adere la Federația noastră Contract România. Grupuri civice, apolitice, deci care nu au treabă cu politica, care nu, noi înainte să acceptăm ca un grup civic să intre în federația noastră, noi chiar facem săpături să nu cumva să ne trezim, să avem surprize ca acel grup să fie în spatele unui partid. Ok, deci n-au personalitate juridică umbrela asta, Contract România. O să mai avem un pasaj foarte interesant. Lucian Danciu, până acum, văzând lucrurile, totuși, cum să fii ONG, dar să nu fii ONG și să nu vrem să spunem cine sunt, că oamenii se feresc, dar cum să acționezi civic dacă nu te știe nimeni? Că până la urmă cine sunt oamenii? Bă, nu știu, dacă așa glumind puțin mergem mai departe, păi dacă nu te știe nimeni, ce influență are? Păi au avut o influență încât a fost de răsună scrisoarea. Scrisoarea? Da. Domnul președinte Iohannis n-a dat curs. Nu știm ce face. Cel puțin până acum. Apropo, mâine se dă motivarea, dar dânsul nu va fi în țară mâine. Bun, acum aici cu ONG-urile astea putem face vreo 3 emisiuni. Plecând de la... Eu zic să ne rezumăm deocamdată la cazul de față. Așa, plecând de la... Totuși. Probabil... lejeritatea legislativă prin care se pot face, dar niște drepturi ale oamenilor din filozofia greacă spun că oamenii au voie să aibă păreri, au voie să se asocieze, au voie să... Foarte da. Mult au voie. Da, probabil că printr-o un alt sistem legislativ ai putea avea un pic de control în situații de genul ăsta, că dacă nu apar situații de genul ăsta, când a fost Mihaela sau eu sau tu, Răzvan, e curios. Câte ONG-uri sunt în România? Zeci? Sute? Nu, sunt mii. Zeci sunt de mii. Sunt cine sute știe? De mii. Vă spun eu că sunt sute de mii înregistrate oficial. Am avut tabelul Excel. Așa nici măcar nu sunt pântă cele sute. Dar ei câteva nu sunt majoritatea dintre ei. Nu vreau să calomniez pe cineva. 75%. Sunt persoane care, da, sunt persoane care au depus un efort totuși. Și probabil cumva îi coordonează cei de cu adevărat ONG. Problema este că atunci când semnezi o scrisoare și înaintezi președintelui, pompos ONG-ul, dar haideți... ce o asumi și chiar crede cine și citește ce zicem noi aici, că acolo sunt ONG-uri. Și cu tine ne asumăm. Sigur. Dar haideți să facem o abstracție de subiectul cu CCR. Să spunem că există o scrisoare făcută publică înaintată lui Iohannis și semnată Maria. Atât. Bun, Maria i-a scris o scrisoare lui Iohannis, cheamă-mă la Cotroceni. Numele acelea avea o oarecare rezonanță, păreau a fi ONG-uri, păreau ok, nu stă nimeni dintre cei care citesc presa să verifice dacă ele sunt ONG-uri sau nu, evident. Dar nici nu-i rostul cititorului de presă să facă asta. Atenție, domnul Paparete mai vorbește, îl întreabă Mihaela despre un ONG din Valencia, da. Românii de afară. Exact. Și iată ce răspunde despre acel ONG. Un grup cum este cei de la Valencia, da, că ei sunt acolo, sunt 10 români
este mass shopping, absolut, da. Sunt 10 români care, mă rog, ies în piață când este nevoie și așa mai departe, da, eu consider că este un grup civic care face ceva pentru societatea civilă românească. Da. Am înțeles. Iar ei se simt un pic nereprezentați în Parlamentul României. Vedeți, sunt grupuri care sunt foarte multe grupuri, mai bine de jumate din cele din control România, care totuși nu vor să-și, nu neapărat să-și facă publicitate, că nici noi nu urmărim să ne facem publicitate, dar ei stau acolo în stand-by tot timpul și când este nevoie, ies în stradă. Deci 10 români și înțeleg că n-au vrut să-ți dea numărul, un contact cumva, nu? Vorbim de noul Orizont Valencia, da? Dacă telespectatorii caută să vadă acea scrisoare printre semnatari, eu am văzut un noul Orizont Valencia. Facem abstracție de orice și te gândești după denumire. Păi, ori veniți spanioli să ne zică nouă cum să ne conducem țara, noul Orizont Valencia. Erau români, clar. Atunci, sunt români care se folosesc de o altă localitate care nu este pe teritoriul României să semneze o scrisoare către președinte. Sunt din diaspora. Sau sunt persoane din diaspora. Și în momentul în care vezi că sunt persoane din diaspora, te apuci și cauți. Și normal că l-am întrebat pe Paparete. Bine, eu am profitat de el că am văzut că știa de contract România, mi-a dat mai multe detalii, mi-a spus că nu-mi vorbește în calitate de reprezentant al contract. România, dar ceva mă face să cred că a fost printre primii pe acea listă. Oricum este cu ONG-ul lui, deci, nu în ordine. Domnii din Valencia nu-s constituiți ca domnii ONG, din Valencia sau domnii și doamnele din au Valencia. Ca scop să aducă oameni la proteste. Mi-a spus o Traian Paparete, voi ați da doar un fragment, da? Și să apară pe aceste scrisori. Cam atâta este scopul lor. Eu l-am întrebat pe Paparete, zic, dacă președintele Klaus Iohannis vă dă curs solicitări. Și vă cheamă pe toți la Cotroceni. Vin cele 10 persoane din Valencia. Okay. Se urcă în avion? Vin? Sigur că da. Cum să nu? Vin. Okay. Este puțin probabil de crezut așa ceva. Pentru că nu este singura listă de... Nu este singura denumire, că nu e grup, nu e ONG, nu e nimic. Dar ce e o denumire? Sunt un grup de oameni care cum? L-am rugat pe Paparete să-mi spună cine sunt acele persoane și să-mi dea numerele de telefon, să le iau declarații, să-mi spună acei români din Valencia ce mi-a spus el, că se simt nereprezentat. Păi știți, nu toată lumea vrea să se expună în halul acesta. Zic, păi da, cum nu se expun dacă vin la dezbatere? Deci te expui semnând o scrisoare care e preluată de toată presa și comentată, dar nu te expui când e vorba să discuți despre scrisoare. Eu nu mai înțeleg. Ce sunteți așa mirați? Cât stau să ascund în spatele monitorului? Dar cum să ascunzi? Și zice, pe-a mătii. Mă, dar hai afară. Nu, dar nu sunt eu. Da, dacă l-ai dibuit în fața blocului, e mai mult decât eu, Facebook, mă, e o scrisoare pe care o trimis președintele României. Uite, acum aici cred că tot felul de indivizi ciudați, de că vorbim de fundații. Eu am avut posibilitatea, șansa din diasporă. Există o familie, Mircea Popi, bănățean el la origine, care a adunat comunitatea românească din Stiria, din zona Grațului, care are activitate că n-au 100 de ONG-uri din România. Cu promovarea folclorului, portului deci tradițional. A făcut muzeu în Graț cu portul tradițional. Care există. Aia ar trebui să fie și în România. Bine, prietene, tu te-ai făcut ONG-ul ăla. Ce ai făcut? Nu, dar nu după e ONG, 2 ani. Înțeleg. Eu am... Ce obiect are ONG-ul tău? Să protejez... Natura. Natura. Pe natura există. Viermii de mătase cu două unghii. Ok. Bun. Mă întreabă cineva, sau se întreabă ce, viermii de mătase cu două unghii. Au două unghii? În realitate n-au niciuna. Da. Bun, o să mergem mai departe, pentru că ați văzut, ne-am dat o sinteză a scrisorii, e mai lungă, dar pasajele esențiale le-ați văzut cu toții. Acolo, ei opinează că decizia CCR este ilegală. Bine, sare așa puțin, ilegal în raport cu ce? Constituția fiind legea supremă în stat, iar CCR-ul fiind cel care decide în raport cu Constituția dacă celelalte legi sunt constituționale sau nu. Deci ilegal cu cine? Să fie cu o supra-Constituția, mai desupra decât Constituția, cu cine? Bun, domnul Cristi Danileț, judecător la Cluj, apropo de aceste îndemnuri să nu se respecte decizia constituțională, explică următoarele.
Niciun referendum nu poate fi organizat pentru a se stabili voința poporului de a se respecta Constituția sau o lege în vigoare, o decizie a Curții Constituționale sau o hotărâre judecătorească. Trăim într-un stat de tip rule of law, nu rule of man. Legea nu poate fi înfrântă de poporul constituit ad hoc într-o masă de oameni pentru a-și da cu părerea despre respectarea legislației. Dacă se consideră că o lege sau chiar Constituția nu sunt corecte, se poate iniția modificarea lor, ca la rândul lui să se desfășoare legal. Cât privește respectarea hotărârilor Curții Constituționale sau a hotărârilor definitive pronunțate de instanțele judecătorești, acest lucru este pur și simplu obligatoriu, nici de cum negociabil. Fără respectarea acestor reguli elementare de funcționare a unei democrații constituționale, și subliniez acest caracter dat de articolul 1, alineatul 4 din Constituția României, întreaga ordine de drept este pusă în pericol, odată cu drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor pe care am jurat să le apăr. Sigur că în mijlocul judecătorilor, domnul Danileț poate fi în conflict de idei cu alți judecători, dar aici vedeți că toți sunt pe aceeași linie. Aici nu mai există diferențe de opinie. Fratele meu, după părerea, și nu moral, pentru existența în continuare a acestei țări, trebuie să ne oprim din a decredibiliza sau încerca să decredibilizăm. Cam prin totul. Fake news, prin manipulare, prin propagandă, prin ce vezi. Acum, dacă ne îndoim și în privința Constituției și în privința Curții Constituționale care apără Constituția, atunci, aici e marea noastră problemă. Atunci nu facem ăștia cu 89 și paginile lor asta de Facebook. Că până la urmă, domnul președinte Iohannis primește scrisoarea aia, nu știu dacă ajunge la dânsul sau la trece un consilier filtru. Și zice, lasă domnule, că ăștia nu știm cine și... Probabil. Eu cred că așa va face. Nu știm, vedem. Mâine, eu cred că va face în primul rând cu raportare la motivarea pe care... Dar revenind în partea asta, în altă, aici a Curții Constituționale, haide să, oarecum noi, să devenim mai serioși cu noi, înșine, noi, între noi și în raport cu entitățile, nu cu oamenii. Da. Haideți oamenii. Să recunoaștem că am ajuns la instituția prezidențială a fost domnul Băsescu, 10 ani, acum da, e domnul Iohannis. Da, sigur că nu trebuie să... Domnul Băsescu am prezentat ieri cum practic îl îndemna pe Iohannis să nu respecte decizia Curții Constituționale, ceea ce ne arată filozofia celor 10 ani sub domnia sa, când dacă stabilești că regula e să nu respecti regula, îți vine foarte greu pe urmă să ajungi la regula normală să respecti regula, după 10 ani de nerespectat regula. Dacă ai introdus în țară această cutumă, acum se miră toți, cum adică să respectăm? Păi n-a zis domnul președinte să nu respectăm? Răzvane, cum ne mirăm și noi, după ce am fost obișnuiți 10 ani cu domnul Băsescu, un președinte vocal, da, activ, ce dinamic, mai... și... 3 ani l-am criticat pe domnul Iohannis, bă, ăsta nu stă ca un mormoloc acolo, nu vorbește. Țară, acum, domnule, dă motivarea. Acum, când a început să-și dea cu părerea, zicem... Dar nu și-a dat cu părerea încă. Păi, asta nu și-a dat, pleacă din țară mâine. Dar atenție, vă mai arăt până la pauză o diversiune. Apăruse în ziare.com ideea că... de la OECD a venit o replică șoc, cum că decizia CCR contravine echilibrului puterilor în stat și independenței sistemului judiciar. Publicația online îl cita pe Drago Cos în acest sens, iată captura din ziare.com, care îl și amenința pe Tudorel Toader cumva acolo. Independența justiției însă ne arată de fapt cine este domnul Cos. Iată ce descoperă independența justiției, bătaie de joc la adresa justiției române, marele expert anticorupție Drago Cos, nu e angajat OECD, ci arbitru de fotbal. De altfel, Sorin Ioniță, care este șeful la Expert Forum, susține următoarele. Sorin Ioniță, iată ce spune Sorin Ioniță, șeful structurii anticorupție din cadrul OECD, Drago Cos, cel care într-un interviu pentru ziare.com l-a amenințat pe ministrul justiției și a atacat la sânge CCR-ul pentru decizia încă nemotivată privind revocarea lui Căveș și nu este angajat al instituției, ci arbitru de fotbal, deci omul e liber să vorbească ce vrea el. Ok, doamna Dojoiu a semnat în ziare.com articolul respectiv. Arbitru de fotbal? Da. Nu-i de Liga Campionilor, că eu nu sunt amator de Liga de fotbal și l-aș ști, sincer. Bun, culmea e că acest arbitru, ca să spun așa, de fotbal face evaluări pe justiție și anticorupție. Ziare.com îi acordă un titlu și un statut ca și când ar reprezenta OECD-ul. Ministrul Justiției, când a văzut chestia asta, a mirosit probabil ceva, pentru că promitea următoarele Tudorel Toader. Vedem ce posta pe 2 iunie Tudorel Toader pe Facebook.
amenințări de la OECD sau manipulări interne? Luni dimineață mă voi adresa OECD pentru a comunica în mod oficial dacă afirmațiile lui Drago Cos au fost făcute în nume propriu sau în nume OECD, așa cum acreditează titlul materialului întocmit de ziare.com. Nu mai citesc tot comentariul ăsta. A făcut scrisoarea Tudorel Toader, a trimis-o, o să vină și un răspuns oficial. Dar ce ne-au apucat, domnule, chiar așa, toate lucrurile astea? ONG-uri care nu sunt ONG-uri, Cos care nu e OECD și așa mai departe. Ne-a luat Dumnezeu mințile? Cum spuneai la început de emisiune, e fake news. Vorbim de 37 de grupări care nu sunt grupări cu personalitate juridică organizată, cu transparență, care teoretic au dat acel parfum în, la nivel național, că reprezintă societatea civilă, că reprezintă interesele ei, că au cele mai bune. E foarte credibil mesajul, da? E penetrant, e bine scris. Este ambalat frumos, dar în momentul în care te apuci să cauți, dar cine stă să caute în zeci de știri? Uite, nimeni, când te apuci să cauți, niciodată, se desumflă treburile. După pauză, vă mai arăt încă o diversiune, deci e cumplită chestia și sunt convins că mulți au mușcat ca peștele. Știți, peștele nu trebuie să-i pui râmă neapărat, poți să-i pui o mumeală de-aia falsă, că tot mușcă din ea și rămâne în cârlig. E, se pare că și chestia asta a rămas pe undeva, o să vedeți despre ce e vorba după pauză. Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest? I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vino în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Acasă e locul unde construiești ceva important. Casa din vis devine realitate când construiești cu Cemacon. Soluții complete pentru zidărie, cărămizi, buiandrugi și coșuri de fum.
cu ce maconi construiești rapid, modern și trainic. Intră pe www.cemacon.ro și calculează-ți necesarul de blocuri ceramice pentru construcția casei tale. Cemacon, construcții evoluate. Nu pot să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni într-o noapte de vineri, o după amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Bun, v-am prezentat până acum 2 manipulări bine îmbrăcate, pentru că erau girate și de niște publicații online bine cunoscute care le-au preluat, după care ele la rândul lor au fost citate și preluate și uite așa a apărut scrisoarea ONG-urilor, care sunt 75% pagini de Facebook de fapt. Așa a apărut asta cu COS și cu OECD-ul, care nu e OECD pentru că domnul e în afara OECD-ului consultant și așa mai departe. Bun. Vă mai arăt ceva, trecem la next level în momentul ăsta. Pe Facebook apare, evident, unde în altă parte a circulat și e încă următoarea poză, care este fake, cu textul următor. News alert, deputatul Pletos Pleșoianu a fost încătușat. A condus autovehicolul proprietate personală în stare de ebrietate, a făcut accident și așa mai departe. Cine e prost, e prost până la capăt. Dar nu toți cunosc legea. Un deputat, orice ar face, nu poate fi încătușat pentru că îți trebuie avizul camerei respective. Are imunitate, sigur. Are imunitate. Bun. Dar asta e știrea. O să discutăm cu Liviu Pleșoianu imediat ca să vedem de ce apar chestiile astea în serie acum. Bună seara, domnule Pleșoianu. Bună seara. Cine este autorul acestui trucaj fotografic? Este un domn care nici măcar nu își afișează adevărata identitate. Bine, dar acest lucru este obișnuit printre cei care distribuie și creează fake news pe internet. O să aflăm cine este, pentru că Ticos văd că e indicativul de Facebook. Ticos văd că se numește pagina Ticos. Lui. Da. Da. Tico se numește pagina, dar am decis și eu să trec la next level, adică de aici înainte o să fac în așa fel încât toate aceste personaje să se întâlnească cu statul de drept pe care spun că îl susțin. Pentru că asta cu faptul că am făcut eu accident și am bătut niște polițiști e nouă, dar de vreun an și jumătate în continuu pe Facebook apare informația că sunt omul lui Putin, că a apărut și o fotografie tot fake cu mine la masă cu Putin. A, e bine. Bine, în original era Leonardo DiCaprio, dar să nu lăsăm adevărul să strice un fake news de calitate. Am înțeles. Deci era DiCaprio cu Putin și v-au schimbat cu Photoshop-ul, da. Probabil. M-au schimbat în Photoshop. De asemenea, un personaj pe care l-am identificat ulterior ca fiind membru PNL, a publicat la un moment dat câteva cuvinte în care scriind că are el informații certe și o să le dea la momentul potrivit că sunt eu membru GRU, adică membru al Serviciului Secret Rusesc. E bun asta, dacă deci, are și informații, probabil că are documente de la GRU, căci ea fiind foarte proști, presupunând că au niște oameni sub acoperire prin alte țări, au și documente care ies din sertar ca să ajungă la liberal. Dar poate doamna Raluca Turcan, care a studiat la Institutul Pușkin din Moscova, în anii 90, ar putea să facă rost de astfel de documente. Acum spuneți, mărturisiți, sunteți GRU sau nu? Ar putea să facă rost de astfel de documente și faptul că doamna Turcan a studiat în Rusia chiar nu e fake news, chiar e adevărat. E în CV-ul domniei sale de pe Camera Deputaților. N-aveam exact. De unde să știm altfel. Exact, așa este. Numai că vedeți, fenomenul ăsta fake news a luat amploare, din păcate, și sunt foarte multe persoane credule, unele chiar de bună credință, care nepricepându-se, ne fiind în stare să deosebească o fotografie reală de o fotografie lucrată în Photoshop, merg pe
această linie și dau mai departe. Din păcate, la postările de genul acesta sunt foarte multe distribuiri. Știu. Bun, sigur, acum ne mai uităm o dată la postare, să o comentăm și cu invitații de aici. Dacă te uiți atent, vezi că nu prea e echipament de vară, de 27 de grade afară, că e cam întunecată treaba și sunt cu gecile și jandarmeria și domnul acela căruia i s-a schimbat capul cu cel al domnului deputat Preșeanu. Deci ar fi prima chestie să-ți sară în ochi, dacă ai discernământ. A doua chestiune, dacă bărbia, ai discernământ, se vede, sigur. Dacă te uiți atent, bărbia dacă se vede cum e. Dacă ai îți dai seama că un deputat nu poate fi încătușat. Nu poate fi reținut, arestat fără încuvințarea camerei. Deci poza aia nu și-are locul. Da. Pe într-o legislația din România. Și păi au ieșit în stradă pentru șova, ca să, când a fost propunerea să fie sigur cercetat, să fie să se ia măsuri împotriva lui. Okay. Au ieșit în stradă pentru o mulțime de deputați. E serioasă știrea, se bucura cineva pe aceeași chestie, domnule Danciu. Acum, așa, ca să sper că nu se supără domnul Pleșoianu, câți bărbați îl invidiază că a fost confundat cu ghilimele cu Leonardo DiCaprio? Păi n-a fost confundat. Parcă și noi de aici îl invidiem. Revenind la treaba serioasă, întreb, oare câți din cei care se uită știu că nu poate fi un parlamentar? Asta este o mare și bună întrebare. Asta este o mare și bună întrebare. Asta era cheia decriptării întregii povești de fake news de pe Facebook. Dar eu nu înțeleg cum de nu știu, că vă repet, nu știu dacă m-am exprimat eu bine de prima dată, s-a ieșit în stradă pentru exact atunci când s-a vorbit despre imunitatea la deputați, când s-a vorbit despre Șova, când s-a vorbit de Adrian Gurzău, de ce trebuie să se mai ceară acordul camerei? Nu mai țineți minte, DNA-ul cerea mandate să-i aresteze, să-i persecuteze. Alexandru Cordoș, de aici, de la Cluj-Napoca, era cercetat și pentru el în dosar. Așa prevede Constituția. Și oamenii se opuneau că există acea imunitate. Deci știu. Bun, dacă acum, stau să eu mă întorc la domnul Pleșeanu cu întrebarea. Este a treia chestiune de tip fake news pe care noi am analizat-o în această seară în emisiune. Prima a fost cea a Mihaelei Trif, ancheta cu scrisoarea adresată de către ONG-uri domnului Iohannis. 75% din ce era acolo erau pagini de Facebook, nu erau ONG-uri. A făcut o anchetă în Ziar de Cluj. A doua era chestiunea cu OECD-ul, cu domnul Drago Cos, care îl amenință pe ministrul Tudorel Toader și se dovedea că e arbitru de fotbal consultant din exteriorul OECD-ului, nu este angajat OECD-ului. A treia este această chestiune. Toate au venit în câteva zile. De ce credeți că se întâmplă cu asemenea frecvență astfel de lucruri? Pentru că noua securitate, cum îi spun eu, preferând acest termen celui de stat paralel, cei din noua securitate sunt disperați, inclusiv în ceea ce privește meeting-ul anunțat pentru această săptămână, sâmbătă. Și în acest sens am văzut și eu mai devreme un alt fake news demonstrat pe DC News, cel cu site-ul creat de un ONG, site-ul exact. Meeting cu Japca. Exact. Unde intră oameni să spună cum sunt ei forțați să vină la meeting. Numai că, vedeți, acolo pe site-ul respectiv poate oricine să intre, adică eu pot acum să intru și să postez 100 de mesaje fără să mi se ia obligatoriu datele de contact pentru verificare. Chiar scrie acolo că pot să raportez anonim. A, bun. Și atunci aici, să credem anonimii, care pot raporta din ură, de pildă. Nu că vreau să întreb. Iată, iar un fake news. Da. Ar zice Caragiale. Noi avem mai multe ziare, rețeaua Presa Bună. Noi avem mai multe ziare care aparțin de Ziar de Cluj, de Enzienda, în mai multe județe. Și azi dimineață se discuta pe grupul nostru intern despre acest site, despre meeting-ul cu Japca, și mi-au spus colegi din teritoriu, de la Craiova, de la Argeș, că îți dai seama în momentul în care ca jurnalist vezi acest site și vezi cine e raportat că a făcut asta și asta, îl suni pe om și încerci să faci știrea ta personalizată. Sigur. Și majoritatea dintre colegii mei mi-au spus că informațiile de pe acel site nu s-au confirmat. Mai mult, când au sunat pe primarul X să-l întrebe, într-adevăr, duceți cu autocarul, zice, domnișoară, eu cred că și părăsesc PSD-ul, nici nu știu dacă mă duc la un meeting. Am auzit că se face așa partid, dar știți că eu nu prea cu astea. Deci, auzi, acum nici nu se bat cap în cap informațiile. În bun, majoritatea nu mai zizelor, da. Eu, dragi colegi, dacă scrisoarea celor 37 de 75% așa înseamnă vreo 28 de pagini de Facebook. Da. Așa, toate astea care le-am prezentat și or fi cu duiumul, sunt convins, nu ar fi fost mediatizate. Unu, nu s-ar fi aflat de ele. Doi, n-ar fi avut
impactul care ne gândim noi că l-are, impactul este ce care propagandistic și manipulator asupra populației. Deci, cine publică astfel de chestii, acolo trebuie căutat o cheie, zic eu. Păi noi cam știm cine publică, dar nu mai contează. Adică tu te gândești că dacă publică... Dacă n-ajung la public, nu ne prezintă nimic. Liviu Pleșeanu, deputat, mulțumim foarte mult pentru aceste detalii. Deci reține și acel site creat ad hoc în vederea meeting-ului din nou, a patra chestiune care apare în mai puțin de o săptămână, în mai puțin de 7 zile. Da, completez un formular. Meeting-ul de sâmbătă. Da. Pentru ce se face meeting-ul ăsta? Împotriva înainte era, odată mai fost planificat și anulat pentru apărarea familiei tradiționale. Aia am apărat-o fără aceea, meeting și acum a venit... Aceia sunt altceva. 3 milioane și ceva de semnături oficiale semnate, oamenii și-au lăsat... Era programat și anulat, amânat. Un am meeting probabil pentru a apăra familia tradițională. Ăștia pentru ce e? Sincer, sincer că nu știu. Eu nu înțeleg de ce trebuie să o mai apere, pentru că au obținut cauza. Adică li s-a acceptat inițiativa civică, au strâns semnături. De ce să mai ieși? Aia. Am reușit pe cale legală. Că dacă ar fi ieșit, aș fi întrebat, dar păi tu ai patalama. Sigur, ai reușit, ai acte în regulă. Probabil că de-aia nu l-am mai făcut, nu știu. Până la meeting-ul de sâmbătă, mai avem două lucruri să vă arătăm. Știți foarte bine că toată lumea se întreabă ce o să facă domnul Iohannis. Unii se întreabă dacă nu cumva a fost ținut în șah cu un dosar penal, pentru că lumea justiției a primit, răspuns oficial la sesizarea pe care ei au făcut-o cu acei 320.000 de euro nereturnați după casa pierdută, că s-a deschis un dosar penal, 250 pe 2018. O să vedem și captura documentului prin care editorul Lumea Justiției este informat oficial că acest dosar a fost declinat către parchetul Alba, iar cei de la Știri pe Surse au sunat la parchetul Alba, care confirmă parchetul Alba că au primit de la DNA un dosar. Bun, există un dosar înregistrat pe 4 iunie, declinat de DNA. Urmează a fi repartizat unui procuror. Cei de la Lumea Justiției se întreabă dacă în momentul ăsta domnul Iohannis o să poată să ia o decizie ca și când n-ar avea nicio constrângere. Pentru că atunci când dai dosar, sigur, el e protejat de imunitatea totală. E și foarte bună în astfel de cazuri. Imunitatea pentru președinte, tocmai ca să nu-i afecteze deciziile. Dar acolo e și doamna Carmen Iohannis. Și dânsa nu mai are imunitate. Dar am văzut bine, declinat de DNA. Declinat către parchetul Alba Iulia. Pam, pam. Care procuror va fi repartizat un procuror pentru dosar. Așa? Dar ce se știe, de fapt, despre acest dosar? Că a existat o plângere și s-a înregistrat un număr? Da. Dacă e un fake news. Noi nu vorbim de o informație că e un dosar. Informația oficială. Că există dosarul PP 250, declinat de DNA, deschis, declinat, la parchetul de Alba Iulia, iar ea răspund, se va repartiza unui procuror. Și dacă nu știm ce face procurorul, mergem... poate să-i dea NUP. Da, și dacă eu cu colegul mergem mâine și mai facem un cont denunț pentru domnul Iohannis, e al doilea dosar penal. Sigur că da. Da, și iar o să vedem PV. Exact. Nu știu că... Sigur că da. Nu e ok. Nu e ok. Asta poate fi luată tot manipulare. Zic eu. Și domnul Iohannis poate să gândească de trei ori când mai zice niște penali. Pentru că dânsul, după niște inculpații altceva, pentru că au un statut de inculpat oficial, sunt vor fi trimiși și în judecată. Foarte mare. Dacă dânsul a luat și amendă de la CNCD pentru cuvântul ăsta, să nu se supere dânsul că a deschis cutia Pandorei. Pentru că după criteriile sale, e penal. Până când se dă NUP. Dar să știți că eu am întrebat dacă nu cumva mai e un dosar. De ce? Pentru că domnul Chris Terheș este preot greco-catolic în Statele Unite. El este cel care conduce Coaliția Românilor împotriva pentru combaterea corupției. Mai mult decât ceva pe Facebook. Mult mai mult decât ceva pe Facebook. Are suspiciunea că ar mai exista un dosar. Ne-am întrebat de unde naiba să mai existe un dosar, până când... Asta e, să ai memorie de elefant. Am amintit care a fost traseul casei lui Iohannis până a pierdut-o în civil. Există o sentință pe care o să o vedeți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, civilă, din 1998, 15 ianuarie, dată de judecătoria Sibiu, în care, la un moment dat, cu galben o să vedeți pe ecran, se vorbește despre testamentele, în baza cărora se revendica această moștenire, transformată în casa lui Iohannis. Cele două testamente depuse la dosar au caracterele unor testamente holografe, fiind scrise, datate și semnate cu mâna, nu au vreo încheiere de autentificare și nu îndeplinesc condițiile unui testament mistic în condițiile articolului 856 și următorul din Cod Civil. La cererea părâtului s-a efectuat expertiza grafologică a celor două testamente,
fila 70, din care rezultă că testamentul întocmit de testatorul Baștea Nicolae a fost scris, datat și semnat de mâna testatorului. Astfel, a fost scris, datat și semnat de mâna testatorului, astfel cum rezultă din raportul de expertiză aflat la fila 83 din dosar. Testamentul din data de 8 octombrie 63 nu a fost scris și datat de testatorul Ghenea Ilisei, ci doar semnat de către acesta. Față de cele arătate mai sus, rezultă că testamentul întocmit de Ghenea Ilisei în favoarea numitului Baștea Nicolae este realizat cu încălcarea dispozițiilor imperative ale articolului 158 Cod Civil, ceea ce duce la nulitatea acestuia. Nu știa scrie. Întrebarea este alta. Dacă expertiza grafologică arată că ceva nu e în regulă și că așa, automat se face o disjungere care se duce pentru cercetare într-un dosar penal pentru fals în înscrisuri. Exact. Ce s-a întâmplat după această sentință? S-a făcut sau nu s-a făcut disjungere? Pentru că este un expert grafolog care arată că acolo ceva nu e în regulă. Bun, dar acolo este un răspuns sau o jumătate de răspuns. Jumătatea de civil. În care spune că nu e valabil. Ăla și asumă semnătura, dar n-a fost scris de el. Păi dacă nu știa și dacă nu, dacă nu știa să scrie, înseamnă că poate nici nu știa să citească și atunci e fals totul. Dar din punct de vedere dacă juridic, scris altul. Din punct de vedere juridic, când ai o astfel de scrisorică, uite, două propoziții, da? Ai două variante. Unul, te îndrepți spre penal, ți acceptă un procuror acesta și o cercetează ca o chestie disjunctă. Doi, mai face o contraexpertiză. Sigur. E, nu știm ce s-a întâmplat, dar automat pe cale juridică te gândești că dacă a fost un expert grafolog care a găsit că ceva nu e în regulă, dacă se lucra corect, se făcea un dosar cu penal, să expertiza, să dădea nup sau să mergea mai departe. Nu știm ce s-a întâmplat, dar iată o urmă interesantă. Rămâneți cu NCN, doamnelor și domnilor, vom reveni. O săptămână foarte agitată. Mulțumesc invitațiilor. Seara bună! Cei puternici se bucură de momentele mai fine în viață. Pentru că ce e până la urmă puterea dacă nu un moment în care renunți la ea? Pentru a te bucura de lucrurile pufoase, delicate și surprinzător de rezistente. Încearcă formula îmbunătățită cu 3 straturi de hârtie și 3 sortimente parfumate. Trandafir, aloie și lavandă. Încearcă noua Pufina, puternică și fină. Centrul de cercetare pentru curățenie își prezintă specialiștii. Curățenie adevărată e sănătate curată. O pată nu e o problemă, e o oportunitate să scap de ea. Unde-i curățenie lună, toate lucrurile merg strună. Orice pată e de fapt o pată, pe obrazul bucătarului. Curat, imaculat, imediat. Nufăr și Triumf, experții tăi în curățenie. Cauți o farmacie non-stop? Napofarm e soluția. Fie că e miez de noapte sau zi de weekend, farmacia Napofarm de pe strada Alexandru Vaida Voievod numărul 58, vis-a-vis de Julius Mall, te așteaptă să-i calci pragul, indiferent dacă ai o problemă de sănătate sau vrei doar un sfat despre cum să te îngrijești, pe tine sau pe cei dragi. Napofarm Non-Stop e farmacia unde profesioniștii noștri te vor îndruma să alegi varianta optimă. Napofarm Non-Stop, în cartierul Gheorgheni, vis-a-vis de Julius Mall. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici
Și aici. Și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Asla Vital. Gerovital, doctor în frumusețe. Dermavision este un centru dermatologic privat, nou și modern, deschis pentru a corespunde cerințelor dumneavoastră, oferind servicii premium de dermatologie clinică și intervențională, venerologie, epilare laser și estetică dermatologică. Dermavision a fost conceput de Dr. Mirela Susan, medic specialist dermatovenerolog. Programează-te la Dermavision, strada Gheorghe Șinca, numărul 15, sau intră pe www.dermavision.ro. Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, buton și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet, fii diferit, fă diferența! ProIgnis este cel mai nou crematoriu uman din România, situat în apropierea municipiului Turda. ProIgnis vă propune și garantează o alternativă modernă, rațională, decentă a trecerii în neființă. ProIgnis înseamnă servicii la standarde internaționale în domeniu și confidențialitate. Află detalii despre serviciile de incinerare și păstrare la 0364 411950 și 0724 081204 sau intră pe www.proignis.ro. Dacă faci sport și nu vrei să îți bați joc de corpul tău, alege suplimentele sportive Multipower. Proteine, aminoacizi, energizante, minerale și vitamine produse în Germania la cele mai înalte standarde de Multipower sunt făcute pentru a îmbunătăți performanțele sportive și pentru a stimula refacerea. Intră pe www.multiliniuțepower.ro și alege tot ce ai nevoie de la Multipower. Această cultură mică de lavandă este ideea și afacerea de familie a doi soți din Cluj, care după orele solicitante de muncă vin aici și se relaxează. Rezultatul muncilor este această cultură de lavandă care acum este înflorită în toată splendoarea ei. Uitați-vă, sunt primele flori din această primăvară, din acest an, din prima recoltă. Vi le ofer cu drag. Traian și Livia Morar au decis anul trecut să planteze pe o bucată de pământ din Bonțida, județul Cluj, câțiva butași de lavandă. Nu s-au gândit la o afacere în momentul în care s-au pus pe treabă. S-au gândit că lanul de 10 ari de lavandă să le fie refugiu atunci când vor să evadeze din viața orașului. Suntem în al doilea an de cultură. Ideea a venit de la vecina noastră de teren, care are o cultură de 7-8 ani, care ne-a încurajat și pe deasupra eu m-am îndrăgostit de ea, de lavandă, în momentul în care am fost în vizită. Și atunci foarte multe argumente nu mi-au mai trebuit, nici insistențe, ci mi-am dorit să am și eu cultura mea. Nu necesită îngrijiri deosebite, doar îndepărtarea burienilor și adunarea pământului la rădăcină. Nu este de udat, nu am udat-o, pentru că acest teren este foarte propice pentru
pot să spun chiar orice plantă. Este pe malul Someșului și atunci nisipos fiind apă. Și a dat bunul Dumnezeu ca și plouat. Deci noi am avut noroc. Munca agricolă o fac cei doi soți, cot la cot, și sunt ajutați și de părinți. Pentru că deocamdată suprafața nu e foarte mare, Livia și Traian muncesc în lavandă după orele de muncă. De exemplu, acum, când se cultivă lavanda, Traian își pune în cui uniforma de polițist, iar Livia dă jos halatul alb de asistentă medicală și devin cultivatori cu acte în regulă de flori mov și aromate, exact cum sunt cele de pe dealurile Franței. Aici e vorba de cu totul și cu totul altceva, e vorba de o muncă fizică, dar foarte relaxantă. Chiar dacă la finalul unei zile de muncă aici, în lanul cu lavandă, suntem obosiți fizic, psihic ești foarte, foarte încărcat, pozitiv, și poți să o iei de la capăt a doua zi cu alte lan și cu altă poftă de muncă. Pe terenul din Bonțida, soții Morar cultivă două soiuri de lavandă care înfloresc de două ori pe an, în iunie și la începutul toamnei. Un sfert din populația României trăiește cu mai puțin de $5,5 pe zi. Ce poate cumpăra un român cu aproximativ 20 de lei? Poate o pâine, un litru de lapte și un kilogram de cartofi. Economistul șef al Băncii Mondiale a declarat astăzi la București că România are cei mai mulți săraci la nivelul Uniunii Europene. Există diferențe uriașe între oportunitățile pe care le au locuitorii din orașele mari și cei din zona rurală. Chiar dacă PIB-ul per capita al vecinilor voștri bulgari este mai mic, România are de departe cea mai mare populație săracă din UE. Peste un sfert dintre locuitori trăiesc cu mai puțin de $5,5 pe zi. Dacă ești născut la țară, nu vei avea acces la o bună educație și la un sistem medical eficient. În România s-au făcut multe îmbunătățiri în ultimii 30 de ani, dar încă sunt mulți oameni rămași în urmă. Există investiții în infrastructură, dar calitatea este foarte joasă, ceea ce scade competitivitatea firmelor și descurajează migrația celor din zona rurală către zonele urbane pentru acces la slujbe, educație și sistem medical, a spus Donato de Rosa, economistul șef al Băncii Mondiale, într-o conferință de presă susținută la București. Printre cauzele care au dus la această situație, specialistul a indicat calitatea slabă a instituțiilor statului și inconsecvența lor în ceea ce privește prioritățile și strategiile de creștere, precum și incapacitatea de a se adapta la schimbări. O altă problemă este ponderea mare a companiilor de stat în comparație cu alte țări, ceea ce este o problemă din punctul de vedere al creșterii, pentru că acestea sunt mai puțin productive decât cele private. Iar faptul că firmele private achiziționează produse și servicii de la companiile de stat trage în jos și eficiența sectorului privat, a mai spus Donato de Rosa. Concluzia specialiștilor Băncii Mondiale a fost că sistemul educațional în România ar trebui să beneficieze de investiții mult mai importante decât se întâmplă acum.